Hai vă pup să vă trăiască familia voastră, tot ce vă doriți. Astăzi facem și noi un vlog. Eu zic că e beton. Eu unul sunt încântat pentru că am ascultat înainte alte peripeții și o să fie chiar frumos. Haideți să vedeți și voi și să vă dați și voi seama ce peripeții erau în ce an amănunță. Anul 70. Între 70-80. Așa punem. 70-80. Că normal să nu mai știe cu exactitate după 4 ani de zile. Peripețiile lui Neamănuță al nostru, să vedeți și voi, să ne amuzăm cu toți. Cum Neamănuță. Stai liniște cu țigare cu tot, că nu-i problemă. te pup și eu. Azi povestim, adică narăm puțin așa să zicem, povestim, narăm cum vreți să o luați, din tinerețe, din copilăria mea, adică copilăria mea în detenție, că eram puștul, vă dați seama, eram tânăr. Copil, că așa mă consider, acum mă consider copil normal la vârsta de 70 și să mă consider copil pe timpul ăla. Cum v-am spus în blogurile anterioare, am fost transferat din penitenciarul, colonia penitenciarului Văcărești în colonia de muncă Policolor, iar de acolo am fost transferat prin fapte rele, cum s-ar spune, în penitenciarul Poarta Albă, că acolo nu prea ajungeau oricine pe teren, decât cam cei care erau puțin mai răi. Adică era penitenciar pentru periculoși mai mulți? Nu să le spunem periculoși. Era un penitenciar mai restrictiv, mai strâng, mai... N-am înțeles. Față de celelalte penitenciare pe timpul ăla din țară, vorbesc de timpul ăla, care erau puțin mai dulci, care puteai să execute o pedeapsă mai liniștit, ăsta era un penitenciar puțin mai restrictiv. Drepturile erau puțin mai restrânse. Felul de trai, de supraviețuire era mult mai grav decât în celelalte penitenciare. Era, cum v-am spus, și în cele anterioare, era un oraș al deținuților, o țară, că se spunea, o țară fără de lege și mormântul fără de cruce, care tot știe lucrul acesta, care aude acest blog și aude ce vorbesc, așa se numea Poarta Albă pe timpul acea anilor 70, 60, ceva 70, care poate mulți care au făcut detenție au trecut pe acolo și cunosc ceea ce vorbesc. Vă dați seama, ajungând pe acel penitenciar, a trebuit, după cum spun, să nu mai vorbim acum de ciumecării, de bătăi, de... să vorbim de niște peripeții plăcute, care cred că sunt amuzante și chiar de ascultat. Cam cum trăiau și cum se distrau sau cum ceea ce făceau deținuții în acel penitenciar. Lasă-mă, deținuții, vorbește cu mine. Cel mai frumos așa. Nu mai vorbi cu lumea, vorbește cu mine direct, să mor eu. Am ajuns în Poarta Albă, după aproximativ, nu exagerez timpul, cam de 6, între 6 și 8 de zile, fiind un deținut puțin mai recalcitrant, după cum ți-am spus și ție, și le spun și lor, și în locul următor, mai recalcitrant, mai nervos, mai bengos, mai drăgos. Am fost numit brigadier la așa numiți mai recalcitrant deținuți, o brigadă de tineri, că toți eram aproape de aceeași vârstă. Da. Numele sunt cunoscute mai puțin dintre ei, de către cei din țară sunt nume din cartierele Bucureștiului, majoritatea bucureșteni foarte puțini din țară, posibil să fost din țară, nu mai mi-aduc bine minte, chiar așa am anunțit. Aveam o brigadă, ne-a dus la Nazarcea, erau niște livezi de pruni, de meri, de... Doamne iartă-mă, nu mai știu acum chiar ce fel de fructe erau sau ce pom fructifere erau. Această brigadă ne-a dus să tăiem lăstarii lacului din acei pomi, care știe și agricultor sau care cunoaște agricultură mai mult, acum eu știu ce înseamnă, dar pe timpul ăla de unde să știu ce înseamnă lăstar lacul, vă dați seama. Nu aveam cum să știu ce înseamnă lăstar lacul. Dracu se întâlnise cu lăstarul ăsta lacul. Pentru era ceva de râs. Și astea, să vină un dita mai inginerul cu tractorul acolo, cu o grămadă de scule, de foarfici, de clești, de
Era frumos să vorbești la aia. Fără, fierăstraie de acelea micuțe de mână, stil bonfire și alte cum e acum, să tăiem noi răstarii acum. Vă dați seama, toți infractori, pungași, tâlhari, violatori, spărgători, springari, fel și fel de infracțiuni, pui tu, le dai tu alea în mână să tai răstarii acum. Vă dați seama, a plecat, pardon, a plecat acest inginer cu ideea și crezând că domnul șef de post de muncă, Gaboru, care era polițist pe timpul ăla, iar paza avea militari. Pe timpul acela erau militarii care ne militari, puteau, nu? Numai militari erau, niște puși militari, să tăiem ăsta. Acum acest Gabor, șef de punct de lucru, ca așa se numea, m-a chemat, ce domn brigadier, ce mâine marinele, știi ce e arăstat locul? Tu unde dracu să știu ce e arăstat locul? Păi normal că știu. Că dacă nu știam, nu veneam aici. Încredere, eu abar n-aveam ce era lăstar la acolo. Dar eram bucuros că am văzut foarte cele alea, bonfarele frumoase, colorate, distractive, ca niște jucării. Zic, bă, băieți, a venit încoa. Am chemat șefii de echipă dintre toți. Era încă Bică Căpățână, Bică nebunul, care e din Oborean sau Teișan, după câte știu eu, dacă o să asculte, cred că o să pișe pe el de râs când aude aceste lucruri, și cei care mă știu și care au fost cu mine acolo, că sunt mulți, ne-a pus să tăiem lăsarii. Vă dați seama ce la un kilometru aproape cât avea livezile alea, să pui tu niște hoci, o brigadă de vreo 80 ceva, aproape 100 de hoci, 100 și ceva de hoci, de tineri nebuni de 20 ceva de ani, să tai lăsarii la cum. Am tăiat și nu lăsarii la cum, dar a rămas pomul. Pom. Drept. N-a mai rămas nici funze din el, nimic. Venea tractoarele și căra crăcile cu muguri, că deja mugurise pomii și astea. Că știți ce, acum știți ce înseamnă lăstar lacom? Mugurise și noi tăiam crăcile din pom de dragoste, de plăcere. Ne-a dat scări să ne suim în copaci, dar noi ne suiam pe scări, ne lea drag, glumeam și făceam leap și apă în copaci. Care ne prindem unul pe altul, care ajungem în vârf sau care... Dai seama, și am distrus o livadă de... poate 1000 de metri, 1000 și ceva de metri, o livadă și ceva, două, că erau imense. Imense, imense erau. De lăsat, am plătit, ne-a pus să plătim sume imense de bani, care acești bani le lua de la familia noastră de acasă, dacă da, nu aveam de unde să plătim. Prin judecată, era trebuia să plătim, că am făcut pagubă în timpul detenției și plăteam. Dacă nu plăteam, noi care lucram, și era că era munca obligatorie pe timpul ăla, nu puteai să refuzi munca, că te izola și te omora cu bătaia și pierdeai toate drepturile. Din munca care o făceam, care primeam câțiva la sută, 1, 2, 3, 4, 5, 10 la sută, din salariul minim pe economie, mărea pe timpul ăla, nu se mai ținute cât era salariul, nu mai ni se dea acei bănuți la liberare și trebuia să opresc în daunele care am făcut noi cu acești lăstari la cum. Asta e una. Dar și ce v-a făcut? Ne-a izolat, a chemat garda imediat, da? Intervenția, cum era la Poarta Albă, venea 5-6 mașini cu vreo 2-3 dube. Vă dați seama ce înseamnă 5-6 mașini de intervenție, niște hăldăi de vreo 2 metri, scutieri, mascați, că nu era pe timp, dar nu era pe timp ca acum, mascați complet, da, o formă de mascare ca să nu-i vedem. M-a luat pe mine, bineînțeles că eram, cum s-ar spune, și eram brigadier. Am povestit care a fost situația. Imediat ne-am cătușat pe toți, că n-aveau lanțurile la dispoziție, lanțurile ne-a pus la izolare. Au făcut 3, 4, 5 camere de izolare și ne-a băgat pe toți unul peste altul, grămadă, și ne-a ținut luni de zile în izolare. Mamă! În Poarta Albă, pe timpul acela, intrai cu 10-20 de zile de izolare, ieșai, intrai vara, ieșai toamna sau iarna. Mamă! După cum ați auzit, mâncai, o zi mâncai. Da. O altă poveste, o altă pățanie. Ne trimite tot la Poarta Albă, eram tovarăși atunci cu un bun prieten intim, singurii tovarăși care am avut prieteni adevărați, care au fost în pornire din afara Bucureștiului, Radu Costel, fratele lui Nicu Balamuc din Ludești, poate aude și astea, că tare eram ca frații, și Catinescu Carol din Grand,
băiat excepțional, care a decedat. Costel trăiește, după câte știu. Dumnezeu să-l ierte. Jacques, porecla lui, al lui Catrinescu, Carol din Grand, care a murit, după câte știu eu, ne-a trimis cu brigada la Ovidiu, care era de piatră Ovidiu. Vă dați seama, trimis niște deținuți, o grămadă de bandiți, de vagabonzi tineri, așa era, niște golani tineri. Vă dați seama că majoritatea dintre noi eram prima oară la Pârnaie. Deci niciunul dintre noi nu eram pentru a doua. Asta e înainte sau după? Nu, e prima Pârnaie. Vorbesc de prima condamnare a mea. Deci, a, și pur mă ai făcut aia cu pomii. De 5 ani. Nu tot în același timp. Aha. Dar tot în timpul ăla. În pedepsa care da, a fost, da, în pedepsa în poarta. Deci după pomii ăștia. Ne-a trimis cu, după ce executase pedepsele de izolare, da, 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 restricția care am avut-o, tot cu brigadă, dar cu altă brigadă de oameni, ne-a trimis la Carila, la Ovidiu, după ce artificierii, cum se numesc ei acolo, băgau acele dinamite sau ce băga ei acolo, bombițe de-astea, băga, făceau niște găuri și dădea exploda, noi trebuia pietrele respective să le măruntim pentru a fi încărcate în mașinile, în mașini și duse la... Mama, asta e muncă parte, exact cum vedeam în filme. Cum ai văzut în filme. Cariera de piatră. Bine că toți eram dezbrăcați până în brâu, că era căldur timp de vară, vă dați seama ce era acolo. Numai calcar, numai pietroaiele, stâncile care trebuiau sparte cu șpițul, cu târnacopul, șpiț și câte și câte. Noi copii, pardon, copii nebuni, când am văzut Ita mai alea, dinamitele alea, cam așa se numesc, cred eu. Aici, acum, era frumoasă, nu? Frumoase, de vreo 30 de centimetri lungime, la capăt avea un fitil așa, care îl dea foc artificierul. Când am văzut înlătițele așa, cum bag artificierii acolo, zic, haide bă să facem și noi, ca să ne distrăm și noi, să bubuie și la noi așa. Ne-a pus dracu, am dat și noi vreo grămadă, am luat o ladă de aia, deci era vreo 30-40 de dinamite de alea ce erau. Le-am băgat în găurile alea. Unul dintre noi, nebunul de Radu Costel, că de-aia și spune nebunul că e fratele lui Nicu Balamuc, de-aia spune și Balamuc. Da. A dat foc la alea și toată cariera Ovidiu a stăit în aer ca pe timpul războiului. Vă dați seama că tot ce era la pământ, gabolul care era acolo a leșinat. După ce a venit șefilor acolo care coordonau cariera de piatră Ovidiu, ne-a încercuit garda pe toți, garda, adică militarii, că nu ne păzea polițiști. Pe timpul ăla păzea militari, cordon de militari. A venit militarii cu AKM, care avea AKM-uri în mână, mamă. Ne-a culcat pe toți la pământ, a dat telefon la unitate la Poarta Albă, a venit dubele, a venit intervenția, ne-a luat pe toți, ne-a sigilat, iar ne-a nenorocit, iar ne-au bătut, iar ne-a... Da, dar vă scoteai la muncă, că era obligatoriu scoteai la muncă, nu? Munca era obligatorie. Nu ieșeai la muncă, te băga la izolare, te omora cu bătaia în izolare, te făcea zop, într-un fel sau altul te forța să ieși la muncă. Să ieși la muncă. Munca era obligatorie. Deci fiind obligatorie, n-aveai cum să zici nu. Da. Nu exista cuvântul nu. Decât da. Și noi, tineri nebuni, deci de aia, și multe altele, paia cu zarea. Ce? Cu zarea, care mi-a zis-o mie. Ce apa, nu cu zarea? Nu, cu... A, cu vinul. Da. O alta. Dacă și ăștia gabori tâmpiți poate să facă lucrul ăsta, acum judecăm noi la vârsta asta care avem. Acum, dar noi pe timpul ăla vă dați seama că nu aveam aceeași judecată. Eram tineri în formare, nebuni, zbuciumați, aveam pedepse 3-4-5 ani, ni se părea o joacă pentru noi. Erau cunoscuți cu matale? Așa? Erau dintre ei, dar nu prea cine știe ce. Nu mai mi-aduc, oricum o să-i spun eu în timp ce vorbesc, mi-aduc aminte de ei, dintre ei așa. Nu erau mari cunoscuți, erau tineri din cartiere, erau puși pe timpul acela, nu erau prea cunoscuți, nu erau ridicați.
pe timpul am înțeles. Era prima lor pedeapsă, vă dai seama că era prima lor pedeapsă. Ai ezitat. Nu aveau de unde să fie cunoscuți. Zi. Numerele știu eu acum, dar acum sunt mari, sunt bătrâni. Sunt... Corect. E vorba de ceea ce spun acum, e 50 de ani. E niște amintiri care eu mi le aduc încet, mai vorbesc cu Cristi aici și mi le aduc aminte. Ne duce tot la Nazarcea, era un sat Nazarcea care împreună, lângă acest sat, era și imensitatea viticolă de vin, de viță de vie, care se făcea vinul la Mufatlar. Da. Noi, brigăzile de deținuți din Poarta Albă, eram obligați, ne obliga prin lege, adică aveau contracte cu Poarta Albă, de tăierea viței de vie, curățarea viței de vie, legarea viței de vie. E, vă închipuiți voi, noi, majoritatea bucureșteni, majoritatea timișoreni, ieșeni, constanțeni și câți și câți, nu aveam noi de unde să știm noi să legăm o vie. Leagă vie, cum să legi vie? Corect. De unde să știm noi cum să facem noi la vie aia, să o aranjeam atât de frumos, ea să crească normal, să producă struguri. De când ni s-a spus legați via, uitați așa. Vă dați seama ce am făcut noi la via aceea. Mai ales când am văzut dita mai conducta de vin. Conducta de vin care trecea de la Mufatlar la Crama Mare. Deci Crama Mare Mufatlar avea o conductă imensă care pleca din toate cele, nu știu cât, 10, 12, 15 crame mici. Da, da. Crama Mare. Această conductă. Toți care știe că a fost și vede pe blog, cred că iar să pișe pe ei de râs. Cum de mi-aduc eu aminte de tot? Uite că mă duc aminte. Ne-a pus dracu și cu... Ne avea niște săpălici de astea, tip sapă, dar erau ca săpăligile așa, învăite, da. Care dădeam la vie acolo, adică aeriseam, cum s-a spune, da. Rădăcina la vie, pământul ăla. Dar noi ce aerisire, că mai mult tăiam rădăcinile. Cine știa dintre noi să dea cu săpăliga aia? Că noi abia aveam. Știam să furi un portofel, să dai în cap, să faci o tâlcărie, să faci o altă prostie, dar să dai cu săpăliga aia, să așa e. Faci din aveai de unde să știi. Și am făcut găuri. Cuiele, am desfăcut săpăligi la cuiele la săpălici, care n-aveam cuie noi acolo. Am făcut noi ce am spart săpăligi, am luat cuiele de la ele și am spart conductele de vin. Mamă! Vă dați seama ce a ieșit în toată via Mufatlar, că a explodat alea. De ne-a făcut praf, ne-a îmbătat pe toți deținuții care am acolo, ne-am obligat de jur, aproape două brigăzi de puși de ăștia nebuni. Iar a chemat intervenția, tubele, tot, iar ne-a dus înapoi la poartă. Dar mai erați conștienți sau ce? Eram inconștienți, eram în comă alcoolică, toți. Mamă! Eram în comă alcoolică, toți. Era cam după o ploaie, gândiți-vă atât tone, sute de tone de vin pe întrevii. Era lac ca după o ploaie torențială. Vă dați seama, după asta am fost toți luați, aruncați în dube ca și morți aproape, băgați în izolă și am ieșit în decembrie. Deci am intrat în august, cam așa ceva. Cam ce lege aveau ăștia? August sau septembrie. Și am ieșit în izolare în decembrie. Eram toți, râdeam unul de alții. Ia uite cum arăs tu. Eram niște copii nebuni, niște... Da, v-ați făcut viața. Pentru atunci. Noi pușcăria pe timpul acela era, cum s-ar spune, dacă erai singur, unul, doi, era altceva. Dar când erau mulți, te încântai. Da. Pentru că așa era timpul acela de pușcărie, pentru a uita de familie, pentru a uita de amărăciune, de situații, râdeam, glumeam, povesteam, ne trecea timpul altfel. Uite că ei s-au încurcat acești gaburi cu acești nebuni din București, copii nebuni, care erau copii de bulevard, cum se spune, să-i duci tu să lege via, să sape via, să dea la carieră, să facă alte prostii, cu ceapa la fel. Cu ceapa? Da. M-am îndrăgostit și la Pârnaie, o mare studentă. Ma. O doamnă de la facultatea de drept, poate acum e bătrână, cred.
e bătrână, un mare boss al țării, care la ora actuală e un boss, știe dacă aude și astea și copiii lui spre lutasul, aude chestia asta. Am luat o brigadă, eram brigadier atunci, noi toți puiște ăștia mai tine, eram bengoși, așa cum v-am spus, eram drăcoși, ne plăcea să cu toate hainele lor vărgate, toate hainele lor vărgate, dacă știți, vă aduceți aminte, se purta pe timpul acela pantalonii evazați. Evazați? Da. Mamă. Pantalonul evazat, deci noi erau strânși mai jos, era pantalonul evazat, că știi ce vorbesc lumea. Da. Deci hainele de deținuți erau haine stas, deci toată lumea avea acest lucru, noi normal. În cameră avem și, cum s-a spune, croitorese. Băi, fetițe. Exact. Fetițe. Exact. Adică, pe invers. Ne puneam, ne cosea paltarul de aia, ne făcea paltarul nevaza din paltarul. Da, da, da. Vărgați de detenție. Aveam bonete în cap, dar vă dați seama ce bonete, că făceam niște bonete, de ziceai că suntem cei din filmele care le-ați văzut. Cu marina americană. Da. Și ne pune, îi pune dracu să ne ducă într-o zonă pe lângă Megidia, dacă mi-aduc bine aminte, pe lângă Megidia, era o colonie a Porții Albe, unde a fost tăiat, dacă mi-aduc, nu să-l ierte, Angel Jilava, unul din frații mari al lui Angel Jilava, a tăiat și lui gâtul, carotid, dacă mi-a tăiat-o și mie și lui Mara, și el a fost între primii șmecheri care a fost, li s-a tăiat carotida în detenție. Angel Jilava, nu? Da, am făcut acest pasaj. Mare om. Familia Angel Jilava, care au dominat mulți ani de zile pârneile țării. Bă? Da. Îmi pune dracu pe acești gabori nebuni, care era mai nebun ca noi. Te-ai uitat, tată. Erau mai... Îi pune dracu pe acești gabori nebun, conducerea asta, care era poate mai nebun ca noi, tinerii, să ne ducă la o fermă, cam așa ceva, decât că era un hangar imens, la selectare de ceapă și fructe, să le tăiem pentru a fi uscate și băgate în pungi pentru export. Aha. Ceapă și fructe, mere, pere și nu mai țin minte, parcă prune. Le băgam, le usca la cuptor, iau cuptoare înăuntru. Da, da. Noi decât le tăiam, le scoteam cele alea, îi pune drag să trimeată brigada de copii nebuni, că eram recunoscuți în Poarta Albă ca cei mai zurli, cei mai nebuni, ce copii nu manuță, să ne trimeată la această ceapă. Cine credeți că era acolo? Noi când am ajuns ca brigada acolo, la cuptoare, erau cam aproximativ vreo 40, să zicem 40 și ceva de femei, de puștoaice, studente, medicină, drept, deținute sau libere? Nu, civile. Aha. Care făceau practică. Deci era, așa era legea pe timp, făceau practică. Aia închipuiesc și voi, ce înseamnă să trimiți niște puși nebuni, drăguți, frumoșei, cum eram noi pe timpul ăla, la să vedem noi studentele alea dezbrăcate în chiloți, în pantaloni scurți, la cuptoare, că era căldură mare, da, în halele alea. Mamă! Și trimiți niște puși nebuni de 20 ceva de ani. Atâția ani de pușcărie. Toți cred 3-4 ani executați, să-i trimiți în femeile, în fetele de acolo. E, închipuiți ce a ieșit, acum vă spun. Militari, nu mai spun că și militari aceeași vârstă avea ca și noi. 19 da. Ani, 20 de ani, alții 18 ani, 19, toți unii studenți. Da. Erau tot militari, la caiemuri la ei. Nepoza era în cerc. După ce tăiam noi ceapa și o aranjeam pe bancuri, eram obligați, că femeile, fetele acelea nu putea să ridice lăzile. Să care, da. Tăiate. Noi căram lăzile înăuntru la ele. E, închipeți că noi am văzut bulanele alea acolo, cracea, fund cururile alea, care da, da. Țâțele alea, că stăteau dezbrăcate în sutien și astea. Am uitat și de lăzi și de tot. Am rămas blocați înăuntru, am închis ușile.
Am căpărit pe era, încep să țipe, să urle, să strige, a venit militari, a tras cu armele acolo. Vă dați seama ca militarii să tragă cu arma în interiorul unei clădiri, că zăi, nu mai pleca, gata, le virează, am închis ușa. Alea țipau ca pădraci. Ce haos a fost acolo. Dar până să se pun cu drăgosteala, poate, eu știu, pentru posteau, dar e femeie bătrână acum la ora actuală. Las că povestim într-un vlog viitor cu drăgosteala. Momentan, hai să nu rămas bun de la băieți. Vă pupă fratele vostru, pentru azi ajunge. Mai venim și mine cu vlogul cu drăgosteala și cu multe, multe, multe. Multe chestii frumoase, amuzante, exact ceea ce trebuie și ce e ok. Vă pup cu drag, sănătate, numai bine.